Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Așa cum v-am obișnuit, și în această ediție vom trata o temă de actualitate, o temă importantă pentru viețile noastre, așa că înainte de a anunța tema, aș vrea să-i spun un bun venit invitatei noastre, este doamna Adelina Frânea, psiholog. Adelina, bine ai venit la noi în emisiune. Bine v-am găsit, bună seara, mă bucur să fiu în seara asta aici. În seara aceasta te provoc să tratăm un subiect, a zice eu, destul de sensibil, atât pentru cei tineri, a spune chiar adolescenți, părinți, familii în general, o temă care ține de dragostea reală versus dragostea, să spunem, neadevărată, dragostea înșelătoare. Așa că, în mod generic, am denumit tema din seara aceasta de ce merită să aștepți până la căsătorie. Clar vom aborda tema aceasta a prieteniei, a îndrăgostirii, a relației dintre o tânără și un tânăr de asemenea. Bineînțeles, factorii care influențează aceste decizii, am putea vorbi, bineînțeles, și despre greșeli și apoi vom vedea care sunt sfaturile cu care noi vom ajunge până la finalul emisiunii. Cu siguranță sunt telespectatori care ar dori să afle cine este Adelina Frânea, cu ce se ocupă, care sunt preocupările în domeniul promovării vieții și mai ales care este, să spunem, experiența în zona aceasta a consilierii, a dezvoltării personale și apoi, bineînțeles, a relațiilor acestea pe care tinerii le au la un moment în viață. Activitatea mi-o desfășor pe mai multe arii. Și anume, sunt cofondator unei companii de IT și deci o parte din activitatea mea profesională merge și în direcția asta. Am o organizație non-profit, Life Call, care se ocupă de consilierea femeilor aflate în criză de sarcină și, în plus, acord și coaching sau consiliere celor care sunt interesați de a vedea lumea și din alte unghiuri, din alte perspective și care sunt interesați să-și transforme viețile până la urmă. Prima întrebare pe care vreau să ți-o adresez este cum vezi tu iubirea reală? Dacă am fi să o definim, înainte de a defini celelalte, să spunem, interpretări greșite a ceea ce înseamnă dragostea, hai să vorbim puțin despre cum crezi tu că ar arăta dragostea reală? Acea dragoste care noi știm, inclusiv din Sfânta Scriptură, că se jertfește. Da. Dă tot ce are. Te rog. Da. Este o întrebare foarte bună și este o întrebare care de mii de ani își caută un răspuns în înțelesul fiecăruia. Da? Sunt mulți filozofi care au cercetat ce este iubirea până la urmă. Nu? Și fiecare a venit cu punctul lui de vedere. Și așa cum ai menționat și tu, Sfânta Scriptură face o referire foarte frumoasă la ce este iubirea. Mulți o cunosc, mulți alții de altfel nu o cunosc. Ce mi-a venit în minte prima oară când m-ai întrebat a fost iubirea îndelung rabdă. Apoi iubirea pe toate le înțelege. În momentul în care auzim lucrurile astea sau le citim, suntem cu toții în acord cu asta. Da, că iubirea îndelung rabdă, că iubirea pe toate le înțelege, că iubirea pe toate le acoperă și așa mai departe. Când vine vorba de practică, atunci, de fapt, dăm față cu realitatea. Evident că idealul aici este în iubirea pe toate le înțelege, iubirea pe toate le cuprinde și așa mai departe. Și dacă ar fi să mă întreb pe mine cum văd eu iubirea, teoretic vorbind, așa o văd și eu. În mod practic, evident că vin provocările vieții. Aici este locul unde tind eu, unde tindem în general. Oricum avem o reprezentare idealistică asupra iubirii între noi și partenerul de viață, nu? Iubirea nu este numai lapte și miere sau nu este despre lapte și miere, ci mai degrabă aș spune că este o condiție interioară care ne cheamă la a privi lucrurile din această condiție interioară și este o căutare permanentă
un lucru permanent cu sine ca să ajungem ca în fiecare moment al vieții noastre să ne așezăm în ceea ce este iubirea de fapt. Pentru că este simplu să o conceptualizez, să zicem, da? Am citit nu știu câte cărți, logic vorbind sau așa am zis, da, ok, sunt în acord cu ce scrie aici despre iubire, conceptual înțeleg, primesc, procesez, ce se întâmplă apoi cu practica. Și aici, partea asta de practic este cea care te cheamă să fii prezent în permanentă și să te... acum, în momentul ăsta, eu când am zis sau am făcut asta, vine din iubire? Sau de unde vine? E, din păcate, de cele mai multe ori, funcționăm atât de automatic în viața noastră, încât trece ziua și nici nu apucăm să ne întrebăm dacă ce am spus eu mai devreme de s-a supărat cel din fața mea a fost din iubire sau de unde a fost. Știi? Cam așa. Deci iubirea, din punctul meu de vedere, în raport cu celălalt, ar trebui ca... n-ar trebui. Ar fi indicat ca acțiunile tale să-l odihnească pe celălalt. Cu siguranță, Dumnezeu când l-a creat pe om, cred asta din toată inima, l-a creat cu nevoia aceasta de a primi iubire, dar și cu capacitatea de a oferi iubire. Da. Deci, practic, când vorbim despre iubire, vorbim între două persoane, da? Un flux în ambele direcții. Oferi și te aștepți să primești. Eu aș spune că asta nu este iubire dacă aștepți să primești. Da, adică iubirea este ceva necondiționat. Ai pus punctul pe ei. Indiferent de ce face celălalt. Pentru că dacă... Adică gândește-te așa. Eu sunt bucuroasă azi dacă tu faci nu știu ce. Ce legătură are ce faci tu cu bucuria mea, da? La fel și iubirea. Nu mă oprește nimeni să iubesc. Nici măcar acțiunile tale nu mă opresc să iubesc. Dacă cu adevărat declar că vreau să, ca iubirea să fie lucrătoare în viața mea. Atunci când aștepți ca celălalt să-ți răspundă cu aceeași monedă, cu aceleași sentimente, deja e dragoste condiționată. Da. Te iubesc pentru că și tu mă iubesc. Da. Sau dacă eu te iubesc, aștept ca și tu să mă iubești pe mine. Ceea ce este... Am putea spune că intrăm într-o zona codependenței. A codependenței. Deci, da, practic, codependenței. Pe scurt, ai spus excelent, dacă vrei să dăm o definiție așa într-o singură frază, dragostea este unidirecțională, este ceva pe care tu oferi indiferent de ceea ce ți se oferă. Da. Și evident, ca să poți ajungi la condiția asta, lucru cu sine este cel mai important. De altfel, suntem chemați, nu, la o stare de prezență permanent. Și nu există, eu n-am auzit, n-am văzut și nu știu de relații în care să nu fi apărut momente tensionate. Și e firesc să apară, nu? Oamenii au puncte de vedere diferite. Oamenii sunt diferiți. Oamenii despre un același lucru, despre sticla aia de apă din fața noastră, pot avea puncte de vedere diferite. Și atunci capacitatea ta de a primi și punctul celuilalt de vedere sau de a integra ce spune și a lui, de a integra ce spui tu, este un act de prezență permanent. Dar haideți să uităm puțin la zona aceea discernământului. Cu toți am trăit în familie, am avut parte de educație la școală, da? Am interacționat și cu biserica. Ne uităm puțin la factorul acesta decizional. Și mă întreb și tu ca psiholog și poate experiența pe care o ai. Cum vezi tu acum un tânăr? Și când zic tânăr, să știi că mă gândesc de la 13, 14, 15, da? Un adolescent... poate și puțin mai spre vârsta liceului. Dar cum este un tânăr care trăiește în mediul acesta, este agasat de tot felul de mesaje din toate direcțiile, poate distinge la o vârstă atât de fragedă între ceea ce este bine și ceea ce este rău, între ceea ce este dragostea reală și dragostea, să spunem, falsă. Pentru că procesul acesta de a te îndrăgosti vine. Vrei, nu vrei, îți cade cu tronc cineva, îți place de cineva, te atrage modul cum arată, cum face, mai ales acum mediul acesta online a apropiat foarte mult distanțele. Cum vezi tu astăzi situația aceasta a tinerilor? Este una, aș spune, destul de delicată. În cursul
la începutul anului trecut și acum 2 ani de zile am avut întâlniri cu peste 4.000 de tineri pe tema asta. Tineri de la clasele a 4-a, a 5-a până spre liceu și poate primii ani de facultate, deci 18-19 ani pe acolo. Și conferințele pe care le-am ținut au fost în toată țara, da? Și au fost exact pe tema asta pe care o discutăm noi astăzi. Din păcate, când atenția ta este captată într-un procent de 90% de tot ceea ce ai spus tu mai devreme, pe care oferă mediul social, eu știu, anturajul, mass media, reviste, filme și așa mai departe, practic mintea ta decodează că asta este adevărul sau că asta este direcția, să zicem, a normalității, nu? Și cei mai mulți tineri vor să fie conform cu ceea ce văd, cu ceea ce primesc. La vârsta lor, gândirea critică nu este încă zona aia din creier responsabilă de gândirea critică, nu este dezvoltată la nivelul la care se poate să distingă între una și cealaltă. Și atunci tot ce ea primește, absorbe ca un bureț și rămâne acolo. Evident că am strâns în urma acestor întâlniri cu ei mii de întrebări în care am văzut cât de încurcați sunt în genul de mesaje pe care le primesc și câtă lipsă de claritate au și câtă confuzie există în mintea lor. Deci nu mai au claritate copiii ăștia sau tinerii din ziua de azi. Nu au claritate și sunt atât de mult stimulați în zona plăcerii de toate felurile. Nu vorbim acum numai de o plăcere trupească, da? Vorbim și de ceva dulce pe care să-l mâncăm sau de o haină, nu știu cum, adică totul e atât de... Deci căutarea, plăcerea a devenit o căutare de zi cu zi, căutare continuă. Exact, a devenit o căutare continuă. De ce? Pentru că ți provoacă aparent o stare de bine, de fapt îți provoacă imediat o stare de bine și de ce nu? Până la urmă asta căutăm cu toții, să ne simțim bine. Numai că nu mai facem distinția între impactul pe care îl poate avea, să zicem, consumul de drog, care și ăla îți creează plăcere imediat, impactul pe care îl poate avea ulterior, că imediat te simți bine, da? Sau impactul pe care îl poate avea consumul de filme interzise. Da, vorbim de filme pentru adulți. Pentru adulți. Impactul pe care îl poate avea, eu știu, consumul de ceva dulce în mod excesiv, de sexualitate și așa mai departe. E un impact pe care nu-l vezi imediat. Și nici nu-l discerni imediat. Mai mult și în pandemie, dar și înainte se întâmpla un lucru foarte foarte, să spunem așa, greșit din partea părinților. Asta cum vorbesc și în calitate de părinte. Părinții sunt preocupați. Au servicii, au problemele lor. A zice că se ocupă de problemele mari ale vieții. Iar copiii, în special în zona aceasta a adolescenței, încep să fie lăsați, să spunem așa, mai mult singuri. Și multe lucruri le învață din alte surse decât din ceea ce ar trebui să învețe de la părinți sau chiar de la biserică, dacă s-ar putea face asemenea lucruri. Și presiunea aceasta a grupului, și vreau să vorbim și despre lucrul acesta, despre anturaj, așa cum ai spus tu, este destul de mare. Practic, la un moment dat, doar din dorința de a fi acceptați într-o anumită, să spunem, prietenie, doar de a fi partea unui grup de colegi, prieteni, grupe, aplicațiile acestea de social media, fac compromis și fără să spună câteodată părinților, de obicei nu spun sau se ascund, ajung să ajungă la niște experiențe care apoi să le regrete. Știi ce? Eu n-aș spune că e ceva, că e mult diferit față de cum era și pe vremea noastră. Diferența, să zicem, între perioada asta și perioada adolescenței mele este că mass media acum are o voce mai puternică decât atunci. Atunci era mai multă cenzură, până în anii 90 s-a trezit mass media timid să arate niște lucruri și mai departe.
Însă, aici mă refer, ce nu era diferit, este că părinții nu, adică aveau conversații cu copiii, dar nu aveau conversații nici atunci în zona asta a educației la nivelul la care am vrea noi să fie. De ce? Pentru că mulți nu au nici la rândul lor această abilitate de a vorbi cu ei despre anumite lucruri sensibile. Nici nu, adică, sunt pregătiți, e și jena asta dintre părinte și copil. Jena, n-au educație. Bă, pe atunci, să zicem că nu erau prea multe cărți să citesc, să uite cum aș fi vrut eu de fapt să fie. Adică eu mi-aduc aminte, mama, un singur lucru mi-a zis. Să nu te căsătorești, adică să te căsătorești așteptând, da? Fără sex înainte de căsătorie. Asta mi-a zis maică. Direct. Direct. Mi-a fost și rușine să o întreb de ce. Da? Adică cam la modul ăsta era relat. Mi-era rușine să întreb, da, de ce, da, cum așa? Ea nu mi-a explicat absolut deloc și în exterior conversațiile erau de altă natură, la nivelul grupului de prietene, la școală, cu tare care nu știu ce prieten, că și-a început viața intimă, sexuală cu prietenul, da, hai tu ce faci? Cam asta era. Și, cum să spun, neavând o comunicare de copil, una solidă, să zicem, cu părinții, mi-era și rușine să mă duc, mai că mă gândeam, că mă duc la maică mea să o întreb de chestia asta, cine știe ce mai am, ce mai am, dă și una, știi, cam asta. E, și ce constat este că și în zilele noastre sunt foarte multe conversații care sunt evitate atât de către părinți, să fie adresate direct, iar copiii nu se simt în siguranță să adreseze subiecte sensibile pentru că le teamă că vor fi respinși, că nu sunt înțeleși și așa mai departe. Și atunci ei unde se duc? Se duc la prieteni că au înțelegere. Da, că ei îi înțeleg. Sunt că de vârsta lor. Sunt de vârsta lor, că împreună, oricum, așa. Și ajung să cadă în tot felul de ispite și să facă lucruri pe care poate mai târziu le pot regreta. Și acum mă gândesc la cineva cu care lucrez, care are undeva la 22 de ani și care, apropo de anturaj, la vârsta de 6-7 ani a fost expus unor filme pentru adulți de către alți tineri, adolescenți, da? Și a tot continuat să se uite, deci a fost rușine să zică că el nu vrea să se uite, a tot continuat să se uite, până când a constatat că este unica plăcere pe care o are, pe lângă, eu știu, tensiunile de acasă și așa mai departe, nu a ajuns nici până acum să aibă o relație sănătoasă de cuplu cu cineva, de fapt nu a ajuns să aibă o relație sănătoasă, da? Este într-o lume care nu are nicio legătură cu ce se întâmplă real, tânjește după o relație de cuplu sănătoasă acum și, mă rog, a venit la mine în urma la ce a văzut conferințele pe care le-am mai susținut și a spus, uite, deși ești femeie, mi este foarte rușine să-ți spun asta, dar eu m-am hotărât că vreau să renunț la a mă uita la pornografie și vreau să duc o viață normală, firească, și nu știu care este normalitatea. Practic, întoarcerea din viața aceasta virtuală, da? Mm-hmm. Din viața asta virtuală, din dragostea aceasta falsă, din lumea virtuală, către o dragoste reală. Da, către ceva real și, cum să zic, descoperi acolo, cel puțin față de persoana de care vorbesc, descoperi un om care are sensibilitățile lui, care are durerile lui, care are năzuințele lui în viață, dar care nu a fost ascultat. La vremea respectivă. La vremea respectivă, ca și tânăr. Și, de fapt, ce am observat eu în conversațiile cu tinerii este că ei nu sunt ascultați și auziți cu adevărat. Deci. Și atunci părinții, rapid, fă asta, drăgea aia, ca mine, că e bine, pe când tânărul din ziua de azi, care are acces la atâta informație, mai are nevoie de o conversație consistent, să simtă că este auzit, să simtă că este înțeles. Plus că tinerii din ziua de azi, la câtă informație au, te provoacă, nu? Fiind, îți pun tot felul de provocări în față, cu tot felul de, da, acolo a zis că, da, acolo. Ce? Și tu stai ca părintele, dar acum ce o să-i răspund? Da, așa fel încât să-i dai un răspuns de valoare și el cumva să... Ce lucrez eu cu tinerii cu care mai lucrez este
ca ei să fie conștienți și prezenți la impactul pe care alegerea lor o poate avea la un moment dat în viața lor și în funcție de asta să aleagă, nu în funcție de plăcerea de moment, ci să se gândească, băi, care ar fi impactul, dacă eu aș face asta, care ar fi impactul în viața mea? Adică să-și ia și responsabilitatea unor efecte pe termen lung. Da, să-și ia responsabilitatea unor efecte pe termen lung. Este minunat. Însă, nu, un sondaj de opinie, un sondaj făcut acum câțiva ani de un radio din România, un radio privat, a scos la iveală că, din păcate, mamele, părinții, sunt de tip părinți cloșcă pe lângă copiilor. Adică, ultraprotectiv, să nu care cumva să îi facem noi de toate. Adică, cum să spun, nu sunt crescuți marea majoritate în a-și asuma responsabilitatea alegerilor și alegerilor lor, nu? În viață. Și evident că asta duce la o confuzie și dacă întrebi, ok, da, uite, nu vezi ce s-a întâmplat, răspunsul este, a, păi nu eu sunt de vină, e cu tare. Cu tare mi-a zis, cu tare, la cu tare am văzut și atunci și eu, dar nu există o asumare responsabilității 100%. Așa este. Hai să vedem o situație concretă. Să presupunem că o tânără la o vârstă fragedă se îndrăgostește de cineva, de un tânăr, da? Și începe această relație de cuplu, ba a spune că pot ajunge chiar la relație intimă mai devreme decât ar trebui și după o perioadă începe să sufere. Vede că de fapt ceea ce se întâmplă nu este exact ceea ce ar trebui să fie. Simte că respectivul partener de fapt doar se folosește, doar stă cu tânăra respectivă doar ca să, na, în satisfacerea unor plăceri și încetul cu încetul relația aceasta începe să să se clatine. Observ la un moment dat că aduce suferință, ba mai mult provoacă și efecte secundare. Și aici vorbesc de rezultatele la învățătură, la preocupare pentru propria, să spunem, carieră, da? Ascultarea de părinți, relația cu părinții, relația cu cei din jur, creșterea gradului de irascibilitate. Și deși simți ca tânără că de fapt nu e relația care ar trebui să fie, nu ai puterea aceea de a te duce și a spune, mă, am greșit sau hai să punem capăt aceste relații. Asta spune că e o fază cât de cât bună, o întâmplare care, o situație reală care cât de cât are șansă de a avea un final fericit. Există și relații tot așa între un tânăr, o tânără în care, deși merge într-o direcție absolut greșită, niciunul dintre cei doi nu-și dă seama de pericolul pe care îl au în față. Și merg așa, orbește, dragostea aceasta oarbă din ambele direcții, practic, și, îi face să nu asculte de nimeni, să nu se uite la niciun efect secundar, să nu-și ia nici măcar responsabilitatea, crezând că totul este așa, un vis și așa va fi până la final. Cum vezi tu situația? Cam care sunt, să spun așa, câteva sfaturi practice în aceste două cazuri? Păi, în primul rând, m-aș uita să distingem puțin felul în care un bărbat sau un băiat, da, se uită la o fată și felul în care o fată se uită la un băiat. Pentru că aici sunt două lucruri distincte. Adică, ce caută o fată atunci când vrea să fie cu un băiat? În principal, la un mod foarte profund, așa, ea caută siguranța, da? Sunt alături de X și mă simt în siguranță. Mă protejează, este cel alături de care nu o să-mi fie teamă, mă pot sprijini pe el și așa mai departe. Așa a fost construită femeia, da? Pe când băieții sau bărbații, ceea ce caută atunci când se uită la o femeie, este partea asta de plăcere mai degrabă, da? Și de asta ajung. Și asta o spun nu că o zic eu, da? Ci o spun din conversațiile pe care le-am avut cu tinerii ăștia, în care
băieții ajung să pună presiune pe fete că dacă nu o să te culci cu mine, o să mă despart de tine. Se întâmplă. Da, se întâmplă foarte des asta și atunci ele ajung să cedeze în fața acestor presiuni că atunci o să fie mai bine. Deci dacă o să mă culc, o să fie mai bine. Da, o păcăleală așa a minții. Care este, ai zis de sfat, așa, știi? Care este recomandarea mea? Știu că uneori poate să pară greu, dar un băiat care nu poate să te respecte pe tine ca fată, ca tânără, în faptul că tu vrei să aștepți până la căsătorie, sau poate nu neapărat vrei să aștepți, că nu, încă nu ai aflat despre chestia asta, sau ți se pare așa utopic, cum adică să aștept în secolul în care ne aflăm acum, da? Dar să o respecti ca persoană, ca femeie, să vezi dacă într-adevăr femeia asta sau fata asta este cea cu care tu poți să îngenunchești și să-i ceri mâna, da? Și abia atunci să te apropii intim de ea după căsătorie. Dacă tu ca fată vezi că celălalt nu are deschiderea pentru o astfel de atitudine, recomandarea mea este să fugi. Cât poți. Sunt exemple. Și cum să spun, tentația este foarte mare în plăcere, da? Să se ajungă la plăcere. Tentația este foarte mare ca fată să cedezi pentru ca să primești nu știu ce protecția bărbatului pe care o cauți. Însă în momentul în care o femeie cedează, în secunda aia își cedează puterea. Da? Pentru că din momentul ăla nu mai hotărăște ea neapărat. La un nivel foarte profund și fin vorbesc. Da? Și relația lor devine un... Dacă atunci. Și evident că la cea mai mică fisură, riscul este ca ea să se rupă, pentru că relația nu este consolidată pe niște valori comune, pe niște principii sănătoase de viață. Și cum să zic, eu nu vin acum să vorbesc din poziția unei persoane care toată viața ei a așteptat, da? Vorbesc din poziția unei persoane care a fost pe acolo. Adică care, deși mama mi-a zis până la căsătorie să nu ai relații intime, eu nu prea am priceput ce a vrut ea să zică și am hotărât pe cont propriu ca la... Nu fie foc, adică ce poate să mi se întâmple, da? Și dacă ar fi acum să întreb telespectatorii câți dintre cei prezenți au suferit din dragoste, cu siguranță că 99,99% a ridicat mâna, nu odată, ci de mai multe ori, da? Și lucrul ăsta se întâmplă în principal pentru că, în primul rând, fetele sunt cele care își dau puterea băieților prin apropierea asta fizică și nu cred despre ele, în primul rând, că au curajul să zică nu și nu cred despre ele că e ok și dacă ești singură. Cel puțin până îl întâlnești pe cel pe care îl cauți, după criteriile și valorile tale. Evident, bărbatul este dator să încerce întotdeauna, nu este un vânător. Ai vorbit aici, ai amintit aici de o altă virtute, răbdarea, da. Așteptarea merge mână în mână cu răbdarea, da. Să stai, mai ales când ești singură, vezi că toată lumea din jurul tău, toate prietenele, colegele și-au făcut niște relații, deja au început o viață. Da. De cuplu și oarecum te simți singur la un moment dat, fiecare își vede de treaba lui, nu mai ești partea a grupului lor care erați înainte de relațiile acestea, fetele cu care erai prietene, fiecare și-au făcut rostul lor și la un moment dat te simți că ai rămas pe din afară. Depinde, aș spune eu. Și aici aș face o distinție. A fi singur și a ști să fii singur cu tine însuți este o calitate foarte mare, care se dobândește în timp, da? Eu când am hotărât acum 13 ani să aștept, am zis, gata, din momentul ăsta am încercat varianta asta, n-a ieșit, n-am ajuns în punctul în care am vrut niciodată, relațiile au fost dezastroase, am suferit de numa și așa mai departe. Când am hotărât să aștept, crezi că mi-a fost ușor? Nu. M-am avut aceleași filme în cap, ca oricare de aici care s-ar gândi la chestia asta. Oare cine o să mă mai vrea? Cu siguranță toată lumea o să mă respingă, toată lumea o să zică, dar ce ai nebunit? Ce te-a apucat?
și așa mai departe. Evident că pot veni mii de gânduri care să te contrazică și în jurul tău prieteni, așa zici, prieteni, care vin să te convingă că ai luat o razna, da? Și o vorbesc asta din experiența proprie. Însă, cred că aș spune că este cel mai bun lucru care mie mi s-a întâmplat în viață, când am hotărât gata. Chiar dacă nu înțelegeam exact cum o să reușesc, am zis, băi, vreau să văd și cum e varianta asta, chiar dacă toată lumea îmi va fi împotrivă. Da? Și nu mi-a fost ușor. Primii ani de zile au fost niște ani în care, cum ai spus și tu, te confrunți cu singurătatea. Adică, cum să zic, singurătatea e o chestiune pe care tu zici despre ceea ce se întâmplă, o numești ca fiind singurătate. Pentru că realitatea este că aveam un job, că continuam să ies, să mă văd cu... începusem să fac noi prieteni care și ei mergeau pe aceeași cale ca și mine și așa mai departe. Însă, pe interior, trăiam chestia asta pe care noi o numim singurătate. Mai ales că o tânără cu pregătire, cu un job bun, cu o carieră în spate, dar o situație cât de cât stabilă, nu mai spun frumoasă, da? Nu cred că nu rămâne fără pretendențe sau fără propuneri. Sigur, pretendențe au fost nenumărați. Însă... Apropo, tot felul de gesturi, invitații, cu siguranță... Așa este, au fost și știi ce este interesant? Că ei s-au triat foarte ușor. Pentru că în momentul în care eu veneam și spuneam, ok, uite, și eu te plac. Nu pot să zic că nu îmi plăcea cineva care la un moment dat mă curta, știi? Dintre cei care mă curtau. Însă, la un moment dat am hotărât să spun din start cum îmi trăiesc eu viața, cum am ales eu să-mi trăiesc viața. Și în momentul în care ajungeam la punctul fără relații intime înainte de căsătorie, dintr-o dată pierea iubirea lor față de mine. Și așa îmi dădeam seama că, de fapt, stai un pic. Unde ne aflăm? Vorbim despre iubire, când, de fapt, ce înțelegi tu ca fiind iubire nu are nicio legătură cu ce înțeleg eu ca fiind iubire și ce cred până la urmă că este iubire. Adică dacă tu nu mă poți respecta în ceea ce vreau eu, plus că era interesant, ok, bine, și cum adică nu... Nu, și dacă nu o să ne potrivim, era o altă întrebare. Și mă gândeam, lasă că Dumnezeu o să aibă grijă și de chestia asta. Nu trebuie să mă preocupe pe mine asta. Că dacă are grijă de păsările câmpului, cu atât mai mult are grijă și de mine, nu? Și asta a fost un lucru care mi-a dat speranță să continui. În sensul că mi-am dat seama că pot să triez foarte ușor și că eu dețin controlul. Am multe persoane în jurul meu care fie au așteptat de la bun început, că asta a fost educația primită, fie la un moment dat au hotărât să aștepte și au înțeles care este esența acestei așteptări și au ajuns să se căsătorească și să aibă niște căsătorii așezate în care amândoi, pentru așteptarea pe care au avut-o amândoi, cum să spun, s-au legat într-un mod în care nu te poate lega o relație care începe cu partea trupească, știi? Pentru că în perioada asta de așteptare tu te întâlnești cu adevărat cu celălalt și dacă ceva te supără la el, nu o compensezi prin plăcerea trupească, nu? Ci pur și simplu, dacă n-ai plăcerea trupească, trebuie să cauți o soluție să faci să funcționeze momentele alea de tensiune sau de nealiniere pe aceleași lucruri. Nu? Și știam din teorie că așa este și am trăit-o și pe propria mea piele, adică în perioada asta de așteptare noi, eu și soțul meu a trebuit să ne aliniem pe tot felul de lucruri, cumva să ne jlefuim unul pe celălalt și am putut să văd pe cine mă pot baza și el a putut să vadă pe cine se poate baza în afara plăcerii, nu? Pentru că n-am avut la îndemână asta ca să compensez. Mai ales că viața de căsătorie, așa cum spuneam la început emisiunii, este o cursă de durată. Sigur este și trebuie să vezi cu adevărat dacă persoana, dacă bărbatul acela chiar îți poate oferi siguranța aia sau protecția pe care o cauți. Și aș mai face o mențiune. Soțul meu, când l-am cunoscut, deși l-am cunoscut în cadrul unei întruniri la o mănăstire, unde mă gândeam că toți care vin acolo au o așezare asta cu, mă refer acum legat strict de așteptat,
culmea, el, deși creștin ortodox practicant, totuși nu avea, adică se gândea, e imposibil, n-am cum să ia, chestia asta e imposibilă. Și i-am spus, ok, nu mă interesează atunci. Nu mă interesează, îmi place, deci, îți merge mintea, dar deci, nu mă interesează. O fată poate compensa foarte mult cu fermitatea aceasta. Sigur, da. Deci poate fi o virtute, pe lângă faptul că aștepți, ai răbdare, uh-huh, și fermitatea. Da, adică să ai siguranța, de fapt, dincolo de fermitate, să ai siguranța asta interioară, că la un moment dat va apărea cine trebuie să apară pentru tine. Atât. Și că până atunci, pur și simplu, poți să cerni. Și să vezi dacă respectivul, da, și trebuie să recunosc, eu am o listă cu cum ar trebui să fie. O făcusem la un moment dat, am mai actualizat-o la un moment dat, dar uitasem undeva de ea. Și mi-aduc aminte că în primele, după o lună, nu știu, o lună jumate de relație, îi zic, auzi, uite, vrei să-ți arăt lista mea să vedem dacă chiar bifez la toate căsuțele? Și aule, ai o listă, se panicează săracul. Și eu scot lista, uite asta. Și a zis, wow, ce tare. Și am constatat cu stupoare că la 9 din 10 puncte bifa. Da? Sau deci asta este chiar lucrare dumnezească, să știi, Dumnezeu, da, are grijă. Da, chiar are grijă și chiar te răsplătește, pentru că, cum să spun, un lucru pe care eu l-am dobândit în perioada asta așteptării a fost claritatea, pe care eu nu aveam înainte. Nu numai claritatea, dar așa cum ai spus și tu, și această abilitate de a fi fermă în ceea ce este cu adevărat important pentru mine. Adică în perioada asta de așteptare am învățat să disting ce e important pentru mine. Am învățat să îmi întăresc ce este important pentru mine. Și am învățat să afirm ce este important pentru mine, fără să-mi fie teamă că 99% dintre bărbații o să spună nu mă interesează. Nu înseamnă nimic. Adică când cineva spune, băi, nu, eu nu sunt aliniat cu tine, nu înseamnă că te-a respins, ci este punctul lui de vedere. Și nu e cu nimic mai bun sau mai prost punctul lui de vedere. Este felul în care el alege să vadă viața, nu? Și nu suntem congruenți. Și pot să spun așa ca o chestie de amuzament, că cel puțin au fost vreo 2-3 bărbați care tot reveneau înspre mine din când în când. Auzi, tu tot cu așteptatul, da, tot cu așteptatul. Ai, dar tu nu știi ce pierzi. Nu, dar nu pierd nimic, n-ați înțeles. Câștig chiar, adică... Mă bucur că te-ai deschis astăzi în această emisiune și, practic, mă gândeam că o să vii cu exemple, uh-huh, dar ai venit cu exemple chiar din viața ta și asta e mare lucru. Mă bucur că ai o asemenea deschidere să vorbim despre tema noastră, dându-te chiar ca studiu de caz, să zicem. Și slavă Domnului că, uite, Dumnezeu a lucrat și, până la urmă, așteptarea aceasta a meritat. Uh-huh. Dar Dumnezeu întotdeauna lucrează dacă îl lași. Și să știi că eu, în toată perioada asta, pentru că mi-am dat seama că am căutat tot timpul să se facă voia mea, cum vroiam eu. Și în ultimii ani m-am rugat așa, mai mult, mai puțin, Doamne, cum vrei, arată-mi cum arată cum vrei tu, că eu nu mă prind acum. Știi? Și m-am tot rugat în sensul ăsta să se facă voia mea, să nu se facă voia mea și să se facă voia lui. Și a fost un exercițiu care m-a solicitat interior destul, da, de mult. Aș spune că e un exercițiu foarte dificil să... Și care mă solicită în continuare, să știi. Toți cred că avem această problemă de, da, a dori să facem voia lui Dumnezeu și să ne lăsăm dependenți 100%. Eu aș zice că poate cea mai grea lecție pe care am primit-o și o primesc în continuare în viață este să fiu dependent de Dumnezeu. Da, mi se pare, da, cel mai dificil. Cred că asta e singura și unica și cea mai bună dependență, să fii dependent de Dumnezeu. Restul nu le recomand. Adevărat, ne apropiem de final și așa aș vrea să vorbim puțin și despre sistemul de valori. Uh-huh. Foarte important. Cu siguranță prin natura jobului pe care tu îl faci, te întâlnesc cu tot felul de oameni. Ești o persoană care comunici, discuți tot felul de probleme. Ai avut ocazia să vezi tot felul de oameni, tipuri de oameni. Și, bineînțeles, să discuți despre problema aceasta vieții, despre, uh-huh, Dumnezeu, despre familie. Și, bineînțeles, că ai văzut și opinii diferite față de ceea ce credeai tu că, sau crezi că este viața.
Haideți să vorbim puțin despre sistemul de valori. Ce poate face o fată atunci când, într-adevăr, se îndrăgostește de cineva? E valabil și pentru un băiat, deci nu contează. Ce poate face un tânăr, o tânără atunci când, într-adevăr, îi cade cu tronc cineva, dar știe sau observă puțin mai târziu că respectivul sau respectiva nu are același sistem de valori și educația pe care a primit-o. De exemplu, copiii noștri sunt duși la biserică. Da. Au educație în familie, în comunitatea creștină, sunt obișnuiți cu un mod de viață, da, cu un stil de viață și au cu niște valori. Și noi le spunem că le-am oferit șansa aceasta de a înțelege și a practica valorile iudeo-creștine. Da? E, dragostea e o arbă, spuneam mai devreme, și la un moment dat afli că copilul tău, de fapt, s-a îndrăgostit de cineva care are total altă viziune asupra vieții. Sau vine dintr-o familie cu alte obiceiuri, da? Ca părinte intri în panică. Și, bineînțeles, copilul nu te ascultă. Ce poți să faci? Este o întrebare pe care și-o pun foarte mulți părinți. Și aici eu aș spune că ce contează foarte mult este să comunici foarte mult cu copilul tău. Nu în sens, nu de pe poziția că e ceva neregulă cu ceea ce face sau că este ceva neregulă cu tânărul de care s-a îndrăgostit. Pentru că, cum să zic, gândește-te tu, tu te îndrăgostești de ceva sau îți place ceva foarte tare. Dacă eu vin să fac în neregulă persoana sau lucrul ăla care ție îți place foarte mult, care va fi prima ta reacție? Să mă respingi pe mine, nu? Că nu poți să-ți iau ceva de care tu te-ai atașat atât de tare sau de care te-ai îndrăgostit. Și atunci nu funcționează. Atitudinea firească a părintelui va fi să vadă, ok, hai să vedem ce-ți place la X. De, care sunt lucrurile care... Adică, cum, să zic așa, cum se spune la noi pe românește, să intre pe sub pielea lui, nu? Să ajungi să comunici cu el la un nivel la care să auzi și să asculți ce este important pentru copilul tău. Și apoi, încet, încet, să-l... prin întrebările pe care îi le pui, să îl faci să vadă că relația respectivă, pe termen lung, ar putea avea un impact chiar și nefast asupra lui, nu? Asupra devenirii lui ca om sau asupra relației pe viitor. Și să-i pui în față lucrul ăsta, ce alegi? Adică cumva să fie responsabil dacă alege, ca în ciuda tuturor lucrurilor pe care le-a văzut din conversația cu tine, dacă totuși alege să meargă mai departe și să-și asume riscul să se lovească. Adică da? Nu îi impui, că la un moment dat îți spune de ce mă obli să sau de ce mi-impui dar îi pui în față și responsabilitatea. Ok, o conversație foarte deschisă. Băi, ok, te-ai îndrăgostit de X. Uite, punctul meu de vedere este ăsta, nu corespunde cu al tău. Hai să vedem ce îți place ție la el. Până la urmă, care e? Te-ai uitat la asta și dacă ar fi așa, ce ai face? Și așa mai. Adică un dialog de pe poziția, că vorbeam, am pornit cu iubirea, da? De pe poziția unui părinte care iubește. Nu de pe poziția unui părinte care judecă și care taie capete ori de câte ori copilul nu face cum vrea el, ca părinte. Da? Și aici, evident, este o măiestrie, nu? Să ajungi să comunici cu copilul tău de la om la om și să-l consideri că și el poate să își asume responsabilitatea pentru ceva și să-i creezi un spațiu să-și asumă responsabilitatea. Așa este. Ne întoarcem la întrebarea emisiunii noastre. Merită să aștepți până la căsătorie? Merită să fii ferm? Merită să ai răbdare? Merită atâta timp cât crezi că merită. Știi? Pentru că pentru unii poate să pară așa ceva... Însă ai putea să cadă de fraier câteodată. Asta zice cine? Mediul în care trăiești. Mediul în care trăiești, dar nu tu. Tu alegi să spui ce vrei pentru tine. Adică eu pentru mine spun că merită să aștept. Și acțiunile pe care le iau sunt în congruență cu asta. Chiar dacă îmi este greu. Acum vorbesc, vocea mea vorbește și numele altora, da? Și
nu am spus că este ușor sau că este greu să aștepți. Fiecare are calea lui. Fiecare are calea lui și este o luptă până la urmă cu pulsiunile tale trupești, cu gândurile tale, cu ce spune mazmedia și așa mai departe. Da. Dar atâta timp cât rămâi în credința că merită să aștepți, vei fi răsplătit pe măsură. Și credeți-mă, în relația cu... Deci eu m-am cunoscut cu soțul meu în iunie, în octombrie m-a cerut și în noiembrie ne-am căsătorit. Da? În perioada asta, iunie-octombrie, au fost tot felul de momente, așa, sus-jos, în care eu niciodată nu am renunțat la ceea ce era important pentru mine. Pentru că dacă ajungem să renunțăm la ce e important pentru noi, cum va fi mai târziu? Nu te mai poți întoarce, nu? Cu siguranță. Da. Și atunci, au fost foarte multe momente în care am zis, băi, nu poți să te aliniezi la ce vreau eu, nu e nicio problemă. Sunt atâtea femei. E liber. Și eu am credința că îl voi întâlni pe cel care să se poată alinia cu mine în ce e important pentru mine, cu putere, nu că face el vreun compromis, da? Și iată că suntem căsătoriți de câteva luni și în fiecare zi îl descoper pe soțul meu și el mă descoperă pe mine în noi și noi moduri de a fi și a acționa împreună și este minunat. Și mă bucur, în fiecare zi mă bucur pentru fermitatea pe care am avut-o în perioada de așteptare. Și eu, la fel, îți mulțumesc foarte mult, Adelina. Vreau să spun că mă așteptam la o emisiune extraordinară cu tine și discuția noastră, practic, m-a făcut să văd că ne-am depășit așteptările. Ești primul psiholog pe care îl văd care vorbește de problemele acestea ale vieții și se dă ca exemplu pe sine. E o mare deschidere. Asta înseamnă că experiența de viață, cu siguranță, o doresc să fie un exemplu și fermitatea de care tu ai dovadă, seriozitatea cu care ai privit viața, seriozitatea cu care privești căsătoria, da? Am spus acel final fericit și mai mult ceea ce urmează de acum încolo, te face ca să fii atât de deschisă și să te dai ca exemplu. Felicităm și pe soțul tău. Să-i spunem că și el a găsit ceea ce trebuia și, bineînțeles... Așa îmi spune în fiecare zi. Nu regret în niciun moment că aștepta, să știi. Așa m-a trebuit să. Și apropo de merit, de așteptarea aceasta din viața ta și din tot ce am discutat până acum, se vede clar că așteptarea merită. Uh-huh. Indiferent, orice alte presiuni, orice alte gânduri vin. Uh-huh. E imposibil să nu vină. Presiunea e atât de mare pentru un tânăr, pentru o tânără, e atât de greu să reziste în hățișurile acestea. Dar ceea ce am discutat și mai mult ceea ce ai exemplificat prin propria ta experiență ne arată încă o dată că dacă există credință, dacă există voință, dacă există răbdare și, bineînțeles, fermitate și mai ales apropierea aceasta de Dumnezeu, până la urmă rezultatele vor veni. Da. Și Dumnezeu a rânduit așa pentru tine, cu siguranță va putea rândui și pentru un tânăr sau o tânără. Știi ce aș mai completa? Te rog. Ar fi că dacă cu adevărat tinerii au un angajament în viață și pe plan personal, da, să aibă o relație de cuplu sănătoasă, pe măsura angajamentului să fie și acțiunile lor. Adică permanent să se uite oare ce fac eu acum, slujește angajamentului pe care l-am sau nu. Dacă nu, oricât de greu mi-ar fi, mută-ți privirea în altă parte. Da? Sau fugi. Sau fugi, exact. Pentru că nu întotdeauna e sănătos orice dulcegărie îți spune cineva sau orice invitație, nu știu unde ți-o face cineva. Și îndemnul pe care l-am este să nu uite niciodată care este angajamentul pe care l-au. Mulți pierd din vedere angajamentul. Așa să fie și îți mulțumesc foarte mult. Și eu mulțumesc. Stimați prieteni, vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră. Vă mulțumesc că și în seara aceasta ați fost alături de noi, ne-ați primit în casele dumneavoastră. Noi de aici vă salutăm și până data viitoare vă spunem la revedere!